Atenție părinți, în Baia Mare umblă nestingerit un nenorocit de pedofil. După ce a agresat doi copii pe unul din ei în văzul lumii și surprins de camerele de luat vederi, a fost prins și mai apoi eliberat de poliție, pe motiv că probele nu sunt concludente. Să fim atenți și să ne protejăm copiii pentru că autoritățile se pare că nu o vor face. Acesta este apelul făcut de băimărean Luca Matei Gherghel pe pagina sa de Facebook. Aceasta posta și câteva capturi din filmare. În imaginile pe care televiziunea noastră le-a obținut, se poate vedea cum presupusul pedofil pune la cale mai întâi o strategie de a-l aborda pe micuțul de 8 ani, la ieșirea de la bazinul de înot Gheorghe Demeca din Baia Mare. Îl pipăie pe băiețel, stă mai întâi și se gândește cum să intre în vorbă cu copilul, apoi se apropie și îi întinde mâna pentru a face cunoștință. După câteva discuții, băiețelul își deschie bluza, iar necunoscutul îl pipăie pe abdomen. După aceea, îl invită pe copil să stea împreună cu el pe trepte. Totul se întâmplă sub ochii unui bărbat mai în vârstă care stătea rezemat lângă balustradă, la doar 2 metri distanță, fără să intervină. Angajata de la casa de bilete a observat pe camerele de supraveghere că se întâmplă ceva ciudat pe trepte, moment în care a trimis pe cineva să vadă cine este acel bărbat și să îl îndrume pe copil înăuntru. Soțul unei antrenoare de înot care iese afară îl ia la întrebări pe presupusul pedofil, dar acesta se ridică și pleacă în viteză. Punctul de vedere al poliției Maramureș este următorul. Cu privire la aspectele apărute în mediul online și în mass-media care vizează un presupus pedofil, vă comunicăm că din momentul în care au fost sesizați despre faptul că un minor a fost abordat de un bărbat necunoscut, polițiștii au demarat activități pentru identificarea persoanei și pentru stabilirea situației de fapt. Pe numele bărbatului în vârstă de 31 de ani din Baia Mare a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală. Totuși, unele surse spun că bărbatul a încercat să racoleze și alți copii și se plimbă liber prin oraș. IPJ Maramureș precizează că, sub coordonarea procurorului, polițiștii de investigații criminale continuă cercetările.